Cântăm cu toții Domnului din cântarea de la numărul 532, Râul al Binecuvântării, Duhul Celui Veșnic Viu, vino cu timpuri de pace, umple însetatul pustiu. Râu al Binecuvântării, Duhul Celui Veșnic Viu, vino cu timpul de pace, umple setacul pustiu. Doamne, revarsă, Duhul promis ca Mulțumim, Dumnezeul nostru bun, în ziua aceasta, pentru că ne-ai dat Duhul Tău. Da. Și mulțumim că ne-ai dat Duhul Tău unde ajuns, Doamne, și cu siguranță ne-ai dat Duhul Tău mai mult decât am fi meritat-o. Mulțumim că El a fost Cel care ne-a convins că suntem păcătoși și ne-a convins că avem nevoie de Hristos. Da. Mulțumim, Doamne, că prin lucrarea Duhului Sfânt ne-am pocăit și am venit la credință și la mântuire. Doamne, am vrea ca lucrarea Duhului Sfânt să o vedem și în alte inimi, Doamne. Amin. Și cuvântul care se seamănă, Doamne, de la amvoane și prin mărturie personală și prin mărturie de la om la om, cuvântul care se predică pe stadioane, Doamne, am vrea să încolțească în inimile ascultătorilor, Doamne, și am vrea ca oamenii să se întoarcă la Hristos și să fie mântuiți. Mulțumim pentru biserica noastră. Binecuvintează-o, Doamne. Amin. Binecuvintează fiecare suflet care este la închinare în după amiaza aceasta. Binecuvintează-i pe frații care sunt în alte părți, la Parcul Rozelor sau în alte localități, Doamne. Și am vrea ca biserica aceasta să fie un loc unde Hristos este proslăvit, Doamne, și unde Duhul Sfânt își face lucrarea prin noi. Mulțumim pentru tot ce faci. Pentru tot ce ești, te binecuvântăm, Dumnezeul nostru bun. Amin. 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 Haideți să ocupăm locurile și să continuăm să ne închinăm prin cântare. Cântăm cântarea de la numărul 534. Îndurați, Sfătuitor, Duh Preasfânt, Mângăietor, mă conduc cu mâna Ta prin furtuni și vreme rea.
Îmi revine mie în după-amiaza aceasta plăcerea să vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră în casa Domnului. Fiți bineveniți și Dumnezeu să vă binecuvinteze. O întrebare și îl rog pe fratele păstor să nu răspundă. Rusaliile sunt o sărbătoare sau este o sărbătoare a Vechiului Testament, din Vechiul Testament sau din Noul Testament? Cum? Se suprapune cu sărbătoarea din Nou, se suprapune cu sărbătoarea din Vechiul Testament. Și aș vrea să vedem pasajul din Levitic 23, descrie rusalile. Chiar rusalii se numesc și sunt la 50 de zile după sărbătoarea azimilor. A doua zi după sabat, din ziua când veți aduce snopul ca să fie legănat într-o parte și între alta, să numărați 7 săptămâni întregi, să numărați 50 de zile până în ziua când vine care vine după al 7-lea sabat, și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Să aduceți din locuințele voastre 2 pâini care să fie legănate într-o parte și între alta, să fie făcute cu 2 zecimi de efă din floarea făinii și coapte cu aluat. Acestea sunt cele din tâi roade pentru Domnul. Afară de aceste pâini, să aduceți ca ardere de tot Domnului 7 miei de un an fără cusur, un vițel, 2 berbeci, să adăugați la ei darul de mâncare și jertfa de băuturi obișnuite, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului. Mă rog, și continuă cu detalii, cu detalii ale sărbătorii. Sunt două lucruri care le-am citit despre sărbătoarea Vechiului Testament de Rusalii, sau în evreiește Savuot, și care mi-au atras atenția și care în mod profetic ne arată lucruri din Noul Testament. Era o sărbătoare a noirii, o sărbătoare a mulțumirii, pentru roade, pentru roadele câmpului. Și era o zi în care se aducea pâine dospită ca dar înaintea Domnului. Era singura sărbătoare a evreilor în care se aducea pâine dospită. Și îmbinarea aceea dintre pâine dospită și nedospită cred că vorbea în mod profetic despre modul în care într-o zi Dumnezeu avea să îmbine într-un singur trup, într-o singură pâine, și pe evrei și pe neamuri. Și un alt lucru care se făcea de rusalii în modul în care evreii țineau rusalile, se aducea apă ca jertfă de băutură. Se lua apă și se turna ca jertfă de băutură. Sunt și alte sărbători în care se aduceau jertfă de băutură. În multe sărbători se aducea jertfă de băutură vin sau must, însă de rusalii se turna apă ca jertfă de băutură. Și ce altceva reprezintă apa în Biblie și în special în Noul Testament decât pe Duhul Sfânt? Și peste câteva mii de ani de la primele rusalii, tot într-o zi de rusalii, Dumnezeu a hotărât să toarne asupra celor ce au crezut, a hotărât să toarne Duhul Sfânt, și nu putem decât să-i mulțumim pentru lucrul acesta și să ne bucurăm de lucrul acesta. Rusaliile sunt ultima sărbătoare evreiască din calendarul lor. Urmează perioada verii și după perioada verii începe noul an evreiesc cu Rosh Hashana și
Noul an evreiesc este vestit printr-o suflare sau sunare de trâmbiță și cred că perioada în care trăim noi acum este perioada Rusaliilor, perioada Duhului Sfânt, perioada în care oamenii aud propovăduirea lui Hristos, oamenii ascultă și primesc propovăduirea aceasta și se pocăiesc. Următorul eveniment în calendarul lui Dumnezeu este trâmbița, pe care poate o vom auzi în timpul vieții noastre sau poate nu. Deci e o sărbătoare a Vechiului și a Noului Testament până când Domnul va veni. Am ascultat ieri împreună cu dumneavoastră citirea unui lung pasaj din Noul Testament, din Fapte 2, ieri dimineață, și mai apoi am citit tot capitolul 2 din Faptele Apostolilor, un capitol minunat. Și legat de Rusalii, am observat câteva lucruri pe care, cu permisiunea dumneavoastră, vreau să le împărtășim împreună. Vedeți, în zilele noastre, sărbătoarea de Rusalii, pentru cei ce cunosc, majoritatea nu știu ce sărbătorim la Rusalii, dar majoritatea dintre noi asociem Rusaliile cu coborârea Duhului Sfânt și așa este. Și sunt unii frați de ai noștri care asociază în mod deosebit Rusaliile cu vorbirile, cu vorbirea în alte limbi. Și așa și este în capitolul 2, în prima parte, dar cred că vorbirea în limbi din capitolul 2 este doar începutul minunilor din ziua de Rusalii. Versetul 4, toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Versetul 11, îi auzim enumerarea aceea de nații din versetul 9 și 10, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Cred că vorbirea este doar prima parte a minunii de Rusalii și nu e vorba de orice vorbire, ci e vorba de lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Dar cred că dacă lucrurile s-ar fi oprit aici, nu am fi auzit niciodată de Rusalii și nu ar fi ajuns vestea bună a mântuirii până la noi. Următorul pas al minunii, al întregului minunii din Fapte capitolul 2, îl văd în versetele de la 8 până la 37, și anume auzirea. Întâi a fost vorbirea, apoi auzirea sau ascultarea, care sunt împreună legate una de alta, pentru că poți să auzi, dar să nu asculți. Deci când zic auzire și ascultare, sau când zic auzire, mă refer la sensul de ascultare. Versetul 8. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba noastră în care ne-am născut? Versetul 22 începe cuvântarea lui Petru. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte. Cineva a vorbit, ucenicii au vorbit, Petru a vorbit. Dar dacă se rezuma totul la vorbire, minunea nu avea loc, minunea nu era îndeplinită. Au vorbit lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, dar apoi ascultătorii i-au auzit vorbind în limba lor sau pe limba lor. Și mă rog Domnului ca locul acesta, biserica în care ne aflăm, să fie locul în care oamenii să vorbească, în care
cei care iau cuvântul să vorbească, nu orice, ci lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Iar noi, fiecare dintre noi care ascultăm, să ascultăm și să auzim în limba noastră, pe limba noastră. Și aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ia cuvinte obișnuite, ia mesaje obișnuite și le transformă și le face de înțeles pe limba noastră, pe starea noastră sufletească, pe inima noastră. Și dacă plecăm încurajați de la biserică și dacă plecăm îmbărbătați la biserică, este datorită lucrării Duhului Sfânt care a vorbit prin Cel ce vorbește, pe limba noastră a fiecăruia. Dar a vorbi și a asculta pe limba ta nu este un lucru suficient. Versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea. Dacă ucenicii vorbeau, dacă oamenii ascultau, dar dacă cei ce ascultau pe limba lor nu ar fi primit propovăduirea lor, biserica nu s-ar fi născut. Unii privesc acesta ca fiind locul de naștere al bisericii. Nu intrăm în dezbateri dacă acesta este momentul în care s-a format sau nu biserica. Dar cu siguranță, dacă cei care au ascultat nu ar fi primit propovăduirea, Evanghelia nu ar fi ajuns până la noi. Și haideți să ne rugăm în după-amiaza aceasta Domnului, ca prin Duhul Său cel Sfânt, care nu este limitat geografic, așa cum suntem limitați noi, să treacă cu puterea Lui de convingere și pe la inimile celor care, poate cu 10 de ani în urmă, poate cu ani în urmă, poate cu luni în urmă, au auzit, fie în locul acesta, fie în altă parte, au auzit Evanghelia vestită, dar care nu au primit încă propovăduirea. Ultimul pas al minunii acestea de Rusalii este primirea. Și atunci când cineva a primit, cred că se încheie minunea de Rusalii. Haideți să nu privim Rusaliile ca fiind strict legate de vorbirea în limbi. Și cum am zis, vorbirea e primul pas, auzirea și ascultarea e al doilea pas și primirea e al treilea pas. Atunci se va fi încheiat minunea de Rusalii. Și așa cum am zis, era în care trăim este era sau epoca Duhului Sfânt și minunea aceasta încă are loc în orașul nostru. Doamne ajută și în biserica noastră, în orașul nostru, în țara noastră și în lumea întreagă. Și până când trâmbița va suna și va începe anul cel nou, minunea de Rusalii se va repeta și cu cât se va repeta mai des, cu atât noi ne vom bucura mai mult. Fie ca minunea aceasta de Rusalii să se repete sau să aibă loc în familiile dumneavoastră, pentru cei dragi ai dumneavoastră pentru care vă rugați, care cu siguranță au auzit Evanghelia vestită, fie prin dumneavoastră, fie prin alții. Aceasta este ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră și fie ca El să binecuvinteze biserica noastră și să facă din biserica noastră un loc în care minunea de Rusalii se întâmplă cât mai des și cu cât mai multe persoane. Amin. Haideți să ne ridicăm și așa cum au fost provocați prin aceste gânduri împărtășite de fratele Dani Filip, să venim înaintea Domnului, să ne rugăm ca El să multiplice minunea de la Rusalii. În modul în care am înțeles-o în seara aceasta, a fost o vorbire, dar apoi a fost o auzire și o ascultare și apoi a fost o primire a cuvântului care a dus la transformarea în viețile celor care au fost acolo prezenți. Ne rugăm ca Domnul să facă lucrul acesta în inimile și în viețile celor care au fost expuși cuvântului în locul acesta sau în alte locuri. Câțiva frați și câteva surori, haideți să mulțumim Domnului, haideți să mulțumim Domnului că trăim vremuri de har,
Vremuri în care ușa Evangheliei este deschisă. Vremuri în care Duhul Sfânt lucrează convingere de păcat și atrage pe oameni la mântuire. Haideți să mulțumim Domnului pentru că încă El luptă cu sufletele oamenilor și înduplecă pe oamenii care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu să accepte Evanghelia. Și haideți să rugăm apoi pe Domnul să ne pregătească pentru ziua în care vom asculta, vom auzi sunetul trâmbiței. Ce minunat va fi acel sunet când vom fi răpiți să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Frați și surori din toată sala, cum vă simțiți îndemnați în rugăciuni cu cuvinte potrivite? Slavă ție, Doamne! Slavă ție, Doamne! Mulțumim că ne-ai făcut pe pace, parcă din ție, Doamne! Slavă ție, Doamne! Da! Mulțumim! Amin! Da. Au auzit într-un fel sau altul Evanghelia, dar stau departe de tine. Te rog să-i cercetezi. Amin. Să sunt familiile noastre, să copiii noștri, să nepoții noștri. Te rog să-i cercetezi. Amin. Și să pui pe inima lor întoarcerea la tine. Aș vrea să te îngrijești de fiecare parte și rămânem la dispoziția ta în continuarea călătoriei noastre pe acest pământ. Amin. Amin. Slavă ție, Duhule Sfânt. Amin. M-aș bucura, Doamne, și te rog frumos pentru că știu că poți lucra acesta, să lucrești la viața celor frate. Ai milă, Doamne, cercetează, Doamne. Amin. Îndură-te de Abel, Doamne. Ai milă, Doamne. Vreau ca și prin această lecție, Doamne, tu să-i spre tine. Amin. Și cred că faci lucrurile pentru că poți, pentru că ai făcut în viața mea schimbat. Slavă ție, Doamne. Amin. Doamne, cinstim și binecuvântăm lucrarea Duhului Sfânt în biserică și în viața credincioșilor. Amin. Mulțumim pentru că a existat un rosariu și mulțumim pentru că Duhul mângâierii le-ai lăsat peste viețile noastre. Da. Te rog să ne faci conștienți că fiecare din trebuie să ascultăm și să auzim și să ascultăm vocea Duhului care vrea să ne conducă, vrea să ne călăsească. Amin. Amém. Mulțumim, slavă ție, Doamne. Da, Doamne. Mulțumim pentru credincioșia.
Amin. Slavă ție. Da. Amin. Amin. Urmărește, Doamne. Amin. Să-L primească propovăduirea, Doamne. Te rugăm. Fă minunea. Amin. Doamne, te slăvim pentru Evanghelia care a ajuns până la noi. Mulțumim, Doamne, pentru lumina care ne-a dat un sfânt din ea. Doamne, pune în inima noastră dragă și scriptură. Citind-o, Doamne, și luminată Duhul Sfânt, putem să te cunoaștem mai bine. Să cunoaștem legile, poruncile și învățăturile tale. Și dă-ne putere, Doamne, să le trăim în viața noastră zi cu zi. Amin. Nu ne lăsa să existăm pe Duhul Sfânt prin faptul că nu citim Evanghelia ta. Amin. Amin. Slavă ție. Amin. 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 Te binecuvântăm, Duh Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că ești un Duh de putere și că puterea ta nu s-a diminuat cu nimic. Ești Dumnezeul cel veșnic și atotputernic. De aceea, Doamne, te rugăm să vii pe calea îndurărilor tale și cu puterea ta, pe care ți-ai demonstrat-o în istoria bisericii, începând cu ziua de Rusalii, să lucrezi prin puterea ta și să faci aceeași minune și astăzi, în viețile acelor care sunt chemați după planul lui Dumnezeu. Doamne, vrem să existe o vorbire care apoi să fie auzită, înțeleasă, ascultată și apoi primită. Vrem ca lucrurile minunate ale lui Dumnezeu să găsească curs și crezare în viața oamenilor pe care Tu îi cercetezi. Dăruiește-le acestor oameni convingere de păcat. Dăruiește-le pocăință și credință mântuitoare. Îndreaptă cu toată puterea ființei lor spre Hristos și jertfa Lui. Și, Doamne, fă ca la picioarele cruci să găsească eliberare, iertare de păcat, să primească și ei, prin credință, darul Duhului Sfânt. Mulțumim că această făgăduință este pentru noi, pentru copiii noștri și pentru toți cei care, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul până la întâlnirea cu El. Amin. Haideți să ocupăm locurile și să ascultăm corul lăudându-L pe Domnul.
plecat cu a ta iubire să trăiesc rodind mereu. Este versiunea nouă, eu știam pe a veche, merg fără șovăire, spre țintă. E bună și una și alta, pentru că în drumul nostru spre țintă trebuie să umblăm cu statornicie, dar în același timp Domnul așteaptă să rodim roada plăcută Lui. Ne bucurăm să ascultăm în această seară o poezie declamată de Sora Crăciun. Chiar la Rosaliu ascultăm pe Sora Crăciun cu bucurie. Și apoi Sora Simona Brenda, laudă pe Domnul prin cântare. Aprinde, Doamne, focul sfânt pe altarul vieții mele, primește arderea de tot întinsă pe nuiele și în inima și în dorul meu și în toată mea ființă. Vreau, Doamne, Duhul Tău să-L simt mereu că-și face locuință. Nu sunt decât un vreas uscat când nu Te am pe Tine. Aprinde, Doamne, focul sfânt și pune viață în mine, un far luminător să fiu și în mâna Ta făclie. Aprinde, Doamne, focul sfânt ca rugul în pustie. Prea mult pământ am adunat în saci de pierzare, că nu mai pot să adun nici har, nici binecuvântare. Iisuse, ardă în mine tot ce-i zgură și mândrie și să rămână dragostea și sfânta-ți bucurie. Am tot zidit, dar fără rost, nimic nu stă în picioare, căci am zidit cu trestie și fân fără valoare. Să ardă în mine tot ce nu scomori adevărate și să rămână aurul nădejdilor curate. E totul deja pregătit, dar nu e foc pe altare și jarul nu vreau să mi-l iau din lumea de pierzare. O Duh preasfânt, primește-mă ca jertfă sfântă vie, adu în mine foc din cer, de har și de tărie, pe un vârf de munte, pe Carmel. Aștept și azi trezirea, văpăi și mistuiri cerești să ardă putrezirea și să se vadă în mine un foc al dragostei divine, că am fost cu Tine răstignit și că trăiesc prin Tine. Amin. Oh.
conținut duhovnicesc cu care fiecare din noi ne-am putea identifica în seara aceasta, în fiecare strofă din cântarea pe care am auzit-o, dar în mod special ultima, Sfinte Duh, prezența Ta să mă umple, eu aș vrea, scoate tot ce e străin și domnește pe deplin. Amin. Condiția umplerii este golirea. Condiția umplerii cu Duhul Sfânt este golirea de eul nostru, de firea pământească, de tot ceea ce este străin, de viață din Dumnezeu, fie ca să fim în stare să ne golim pentru ca El să ne umple. Amin. Câteva anunțuri și apoi venim cu citirea textului Scripturii, colecta, citirea textului și apoi lăsăm corul și vestirea cuvântului. Copiii sunt, așa cum știm, copiii bisericii care au plecat în tabără de dimineață, ne rugăm ca Domnul să fie alături de ei, de învățătorii lor, să le dăruiască un timp binecuvântat acolo unde sunt, protecția și binecuvântarea mâinii Domnului, să fie partea lor din belșug. Amin. În ce ne privește pe noi, următoarea ocazie de închinare este joi la orele 19, când vă invităm pentru ca să mai zăbovim pentru ultima dată în Epistola către Romani. Cu voia lui Domnului, dacă Domnul ne ajută, în această joi vom finaliza incursiunea noastră prin această măreață Epistola Noului Testament. Joi va fi ultimul studiu din Romani, așa că vă invităm cu drag pe toți. Doar pentru aducerea minte faptului că săptămâna viitoare, în data de 4, 5 și 6 iulie, în locul acesta, începând cu orele 19, vom avea 3 programe de evangelizare mai deosebite decât altă dată, în sensul că vom avea o scenetă intitulată Porțile Raiului, Flăcările Iadului, care descrie judecata viitoare și la care vrem să invităm pe cei dragi noștri, nu doar copiii care aleargă la aceste evenimente, dar și adulți. Vrem ca Domnul să-i cerceteze prin cuvântul care va fi transmis în modul acesta. E cuvânt din Scriptură, e evangelizare, e lucrare serioasă pentru care vrem să vă angajăm, mai întâi de toate, în rugăciune și apoi în invitațiile pe care vă îndemnăm să le dați celor dragi, să îi invitați în locul acesta, în aceste ocazii, și apoi în implicarea ca voluntari a celor care doresc ca să participe în scenetă. Avem nevoie de vreo 30 până la 35 de voluntari, s-au înscris mai mult de 10, încă mai este loc, vă rog, la terminare, dacă mai sunt în seara aceasta, să mă atenționați de intenția dumneavoastră. Haideți să ne ridicăm și să ne închinăm Domnului cu daule de bunăvoie în timpul unei cântări. Preasfinte Duh de viață darnic, preasfinte împărțitor de har, în fața ta ființa noastră se pleacă în rugăciune iar. Preasfinte Duh de viață darnic, preasfinte împărțitor de har, I'm
Vă invit să deschideți Scriptura alături de mine la 1-a epistola lui Pavel către Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 13, și vom citi începând cu versetul 8 până la versetul 13 inclusiv. 1 Corinteni, capitolul 13, începând cu versetul 8 până la 13, pagina 1123. După citirea acestei părți din cuvânt, într-o rugăciune, venim înaintea Domnului cu toată biserica și ne rugăm ca și în seara aceasta Domnul prin Duhul Sfânt să lămurească înțelesul acestor cuvinte pentru inimile noastre. Cu voce tare aș vrea să rog pe fratele Eugen Găinaru să ne conducă. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși. Limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și profețim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Cum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos. Dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Domnul să binecuvânteze cuvântul său în inimile noastre. Amin. 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 Haideți să ocupăm locurile și să ascultăm corul Dându-l pe Domnul.
Fiindcă, într-adevăr, ca orice suflet curat prezent în acest loc, în această seară, să fie binecuvântat de Duhul Sfânt, cu acea rodire care să-L facă și să ne facă pe toți mai plăcuți lui Dumnezeu. Amin. Mă bucur să vă spun și eu un bun venit celor care sunteți în această seară la închinare. Mulți sunt plecați, ne rugăm ca Domnul să-i însoțească acolo unde sunt, au fost plecați și ieri unii. Alții au plecat și astăzi profitând de ziua liberă. Unii dintre ei mi-au spus că vor pleca, alții nu mi-au spus. Nu asta este cel mai important lucru. Important este că noi suntem aici în prezența Domnului și Domnul are ceva ce să ne spună. Și important este că dacă ei, cei care nu sunt împreună cu noi, s-au dus tot la ocazie de închinare și de slujire, mâna Domnului să fie peste dânsii. Rugăm ca Domnul să le însoțească pe fratele Dan Maleș în lucrare de la Berexeu Mic, în această după-amază, o lucrare de evangelizare într-o localitate în care nu există biserică. Domnul să deschidă uși de cuvânt pentru Evanghelie în acea localitate și să binecuvinteze efortul care s-a făcut. Amin. Când a pus fratele Dan întrebarea vis-a-vis de ce fel de sărbătoare sunt rusalele, dacă sunt o sărbătoare vechi testamentală sau nou testamentală, și mi-a tăiat microfonul, a zis că fratele Marius să nu răspundă. M-am adus aminte de fratele David la Lugoj, la anumite întrebări, la ziua roadelor, spunea la întrebarea asta, Marius să nu răspundă. Dar eram pregătit să răspund și să spun... Oricum, sărbătoarea rusalilor nu este ceea ce își imaginează românii în zilele astea. Da? N-are nimic de-a face nici cu sânzienele, n-are nimic de-a face nici cu drăgacele, n-are nimic de-a face cu rusalele, n-are nimic de-a face cu păgânismul atât de pervers care este promovat tot mai mult de la un an la altul. Nu știu ce se întâmplă, e directivă de la Uniunea Europeană să revitalizăm tradițiile milenare ale poporului român, de se întâmplă ceva cu toate ocaziile acestor sărbători creștine atât de importante într-o țară, într-o națiune care se laudă cu creștinismul, asistăm la atâtea sărbători păgâne, la atâta îmbinare între creștinism și păgânism. Nici n-am auzit, am rămas stupefiat să văd undeva în jurul Clujului ceva obicei cu taurul luat și dus acolo cu... Ce legătură este între toate aceste lucruri și rusalii? Ne rugăm din toată inima ca Domnul să aducă lumină în poporul acesta, atât de orbit în multe, multe privințe. Să dăruiască discernământ, să dăruiască putere celor care sunt la altare, și trebuie să dăruiască direcție clară, să nu încurce lucrurile. Pentru că dacă sunetul de trâmbiță este încurcat, vai de poporul acela. Da, într-adevăr, sărbătoarea rusalilor, sărbătoarea cinzecimii, are rădăcinile ei biblice în Vechiul Testament. Dar despre împlinirea non-testamentală, aceasta ne interesează pentru că noi suntem credincioși non-testamentali și în seara aceasta... Aș vrea să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze, să ne lumineze în înțelegerea altor aspecte ale lucrării Duhului Sfânt. Dacă este confuzie în legătură cu semnificația rusalilor și cu lucrarea, cu ce s-a întâmplat în ziua cinzecimii în lumea care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, din păcate trebuie să spunem că este confuzie și în Biserica lui Dumnezeu. A fost de la început. Ce s-a întâmplat în Corint, haosul carismatic din Corint, practicile acelea atât de ciudate pe care Apostolul Pavel le confruntă și care caută să le corecteze scriindu-le aceste epistole, sunt o dovadă că lucrurile au rămas, din păcate, așa până zilele noastre. Aș vrea în această seară, cu mintea deschisă la Cuvântul lui Dumnezeu, fără patimă, fără vreun gând de a atenta la convingerile cuiva, de a ne lega de frații noștri și surorile noastre care cred altfel, să înțelegem ceva din Cuvântul lui Dumnezeu vis-a-vis de darurile spirituale.
și în mod special de darurile miraculoase, de darurile semne. Nu avem prea multe ocazii ca să abordăm aceste lucruri. Am considerat că această a doua zi de Rusalii, pentru că este sărbătoarea Rusalilor și vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, este potrivită. De aceea, în această seară, aș vrea să ne uităm la partea aceasta din Scriptură și premiza de la care eu pornesc și pe care aș vrea apoi să o susțin prin cuvântul care l-am citit în seara aceasta este că darurile semne, miraculoase, vorbirea în limbi, prorocia, cuvântul de cunoștință, darul vindecărilor au încetat odată cu încheierea canonului Noului Testament ca daruri normative pentru Biserica lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu mai face astăzi minuni și nu mai dă vindecare. O face ca răspuns la rugăciunile bisericii, dar nu credem că mai există oameni care să aibă darul de vindecare, la fel cum au avut apostolii și care să își pună mâinile peste oameni și în momentul în care își pun mâinile sau umbra lor trec, ca în cazul lui Petru, oamenii să fie vindecați. De asemenea, vorbirea în limbi, care a fost la Rusalii, în forma aceea autentică, nu mai există astăzi. Nu că Dumnezeu nu poate să mai dea vorbirea în limbi, El o dă și sunt excepții care întăresc regula. În istoria bisericii au fost situații în care, în lucrarea misionară, Dumnezeu a dat vorbire în limbi în situații în care sau nu exista traducător și a fost nevoie de comunicarea mântuirii, a Evangheliei. Și Dumnezeu a dat-o, dar ca normă, ca regulă, vorbirea în limbi nu mai este. Astăzi funcțională în trupul lui Hristos, cum a fost la început. De asemenea, profeția, în sens vechi testamental, în sens nou testamental, nu mai funcționează ca dar permanent. Nimeni astăzi nu mai poate veni în adunarea noastră să se ridice în picioare să se spună așa vorbește Domnul. Și apoi noi toți ceilalți să-L ascultăm cu teama că omul acesta e portavocea lui Dumnezeu, purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, cel care vine și ne dă revelație din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, noi credem în lucrarea Duhului Sfânt și astăzi. Credem în darurile Duhului Sfânt și astăzi. Credem că există daruri pe care Duhul Sfânt le-a dat și continuă să le dea pentru echiparea sfinților și pentru împlinirea lucrurilor legate de zidirea Bisericii lui Hristos. Vrem putere de la Dumnezeu, dar vrem puterea lui Dumnezeu. Amin? Nu putere care nu vine de la Dumnezeu. Vrem foc care să aprinde inima noastră, dar vrem să ne asigurăm că focul acela e focul sacru al Duhului Sfânt și nu foc străin. Pentru că dacă aducem foc străin ca Nadab și Abihu în adunarea Domnului, suntem vinovați înaintea Lui. Vrem daruri, dar darurile pe care Duhul Sfânt le dă și astăzi. Să nu uităm că dătătorul este El. Noi suntem cei ce primim darurile. Și El le împarte după cum El voiește. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Așa că în această seară aș vrea să vorbim puțin despre darurile miraculoase și despre încetarea lor odată cu încheierea canonului Noului Testament, a Sfintei Scripturi. Când a venit, când va veni ce este de săvârșit, versetul 10 este versetul cheie în textul care a fost citit, dar când va veni ce este de săvârșit, acest în parte se va sfârși. Observați că Apostolul Pavel dedică discuție despre darurile spirituale în 1 Corinteni 3 capitole. 1 Corinteni 12, 1 Corinteni 13 și 14, 3 capitole le dedică discutării probleme darurilor spirituale. Nu este singurul loc în epistolele sale în care Apostolul Pavel atinge problema darurilor spirituale. O face în Romani, capitolul 12, o face în Efeseni, capitolul 4, dar într-un mod special în Corinteni, în 1-a epistole către Corinteni, dedică mult timp, alocă mult timp discuție despre darurile spirituale pentru un singur motiv. În biserica din Corint era haos
în ce privește darurile spirituale. Biserica din Corint știm că a fost una din cele mai problematice biserici din perioada Noului Testament, o biserică care a dat multă bătaie de cap apostolului, o biserică în care multe lucruri nu erau în rânduială și una din aceste lucruri era neorânduială cu privire la darurile spirituale. Mulți dintre corinteni care au fost izbăviți din păgânism, din practicile, religiile misterelor în care cădeau în transă, făceau tot felul de lucruri, au adus influența acelor religii în biserică. Și acum, sub pretextul faptului că operează sub autoritatea Duhului Sfânt, au creat confuzie în trupul lui Hristos. Au accentuat acele daruri care îi făceau ca să se laude și să se manifeste față de alții și să se etaleze că sunt mai spiritual decât alții. Apostolul Pavel scrie aceste cuvinte, 3 capitole la rând, ca să corecteze aceste lucruri. Capitolul 12 este un capitol în care avem de face cu revelația despre daruri, în care Apostolul Pavel trasează câteva linii generale cu privire la darurile Duhului Sfânt. În general, întâi de toate, el ne spune care este sursa lor. Sursa lor este Dumnezeul Triunic, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Sursa darurilor este întotdeauna Dumnezeu. Darurile vin de la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Apoi vedem acolo că Pavel vorbește despre scopul lor în versetul 7. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Da? Scopul darurilor nu este altul decât edificarea celuilalt. Darurile nu sunt niște jucării cu care noi să ne lăudăm la colegii de joacă și să spunem, da, jucăria mea e mai frumoasă ca a ta. Uite ce sunt în stare să fac cu jucăria asta. Darurile sunt unelte prin care noi zidim trupul lui Hristos. Apoi Apostolul Pavel continuă și ne arată că darurile sunt multe, dar nu, trupul este unul. Și el accentuează diversitatea darurilor, faptul că Dumnezeu, care e un Dumnezeu al diversității, a plăcut să creeze trupul nu dintr-un singur mădular, ci din mai multe mădulare, așa că a pus daruri diferite în trupul lui Hristos. Aceste daruri diverse, dar în unitate, conduc la sănătatea trupului. Și apoi, Apostolul Pavel arată faptul că darurile acestea sunt legate, sunt dependente una de alta. Niciun dar nu poate funcționa în independență de celălalt. Nu poți să-ți exerciți darul lui Hristos pe care Dumnezeu l-a pus fără ceilalți. În momentele acestea când eu exercit darul de învățător, nu pot să o fac dacă voi nu ascultați ceea ce fac. În momentul în care Dumnezeu vă folosește ca să faceți un anume lucru, o lucrare, eu știu, de slujire sau de o altă natură, e cineva care primește beneficiul dumneavoastră, așa că darurile lucrează unul cu altul. Acesta este capitolul 12, revelația despre daruri. Capitolul 14, și veți vedea de ce sar la capitolul 14. Capitolul 14 este un capitol care are de face cu reglementarea darurilor sau cu modul corect în care darurile trebuie puse în funcțiune în biserică. Pentru că la Corint aceasta era problema, era haos în darurile spirituale, Apostolul Pavel caută ca să le dea câteva principii prin care să facă ordine în biserică în funcționarea darurilor. Și primul lucru pe care îl face este să accentueze că există un dar care zidește toată biserica și pe care ei trebuie să-l caute. Care este darul acesta? Prorocia. Da? Ce zice Pavel? Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângăiere. Aș dori ca să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Căutați darurile mai bune. Și în lista darurilor mai bune care zidesc biserica este prorocia. Cum noi ne referim la prorocie de multe ori doar în sensul de predicție, de profeția viitorului, de anunțarea ceea ce urmează să se întâmple. Dar prorocia nu are de-a face neapărat sau numai cu prezicerea viitorului. Profeția are de-a face cu declararea adevărului Dumnezeu. Poate avea un element predictiv. Însă Apostolul Pavel vine mai apoi
și reglementează și vorbirea în limbi. După ce el încurajează prorocia, el descurajează vorbirea în limbi în adunare. Nu le-o interzice total, ci spune, dacă vreți să vorbiți în limbi, atunci trebuie să țineți cont de câteva criterii. Dacă cineva vrea să vorbească în limbi, atunci trebuie să fie numai doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și neapărat unul să tâlmăcească. Dacă nu e cine să tâlmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai el lui însuși și lui Dumnezeu. Și chiar prorocii trebuie să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Întotdeauna adunarea are girul ca să verifice dacă cei ce se ridică și dau învățătură o fac din partea lui Dumnezeu. Și apoi femeile să tacă în adunări. E vorba în contextul vorbirii în limbi. Din păcate, dacă aceste reglementări ar fi puse în funcțiune astăzi, mult din lucrarea pe care o auzim în jurul nostru, în mișcarea limbilor, n-ar mai fi. Dar, dragii mei, nu despre aceasta vreau să vorbesc în această seară, ci vreau să vorbesc despre capitolul 13. În mod intenționat, am lăsat capitolul 13 la urmă, pentru că capitolul acesta este un capitol care vorbește despre darurile, despre dragostea, despre o cale mai bună. În versetul 31 din capitolul 12, Pavel spune corintenilor, umblați dar după darurile cele mai bune și eu vă voi arăta o cale nespus mai bună. Care este calea nespus mai bună pe care Pavel le-o recomandă lor? Și nouă, implicit. Care este calea? Dragostea. Pavel, în discuția despre darurile spirituale, vorbește despre cea mai mare virtute sau roada a Duhului Sfânt, dragostea. Este, dacă vreți, o structură de tip sandwich, ceva, două felii de pâine și ceva, cel mai important lucru, da? Carnea. Lucru care e cel mai important și mai sățios este la mijloc, da? Capitolul 12 despre revelația darurilor, capitolul 14 despre reglementarea lor și în mijloc Pavel vine și spune, vreau să vă învăț o cale nespus mai bună și aceasta este dragostea agape. Și apoi el, în minunatul poem al dragostei, capitolul acesta din care se citește mult la nunți, nu uităm că este în contextul discuției despre darurile spirituale. Pavel vine și arată câteva lucruri despre puterea dragostei. În primele trei versete el vine și ne spune că dacă nu e dragoste, orice dar am avea, nu folosește la nimic. Chiar dacă aș vorbi în limbă omenești, spune Pavel, și îngerești. El hiperbolizează, duce expresia la extrem. Sunt unii care spun, noi nu vorbim în limbă omenești, noi vorbim în limbă îngerești. Dar Pavel vine aici în context și spune, chiar dacă aș vorbi în limbă îngerești, nu numai omenești, și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătare sau un chimvaz îngănitor. Chiar dacă aș avea darul profeției și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, este darul dărniciei, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste. Toate aceste manifestări, fără dragoste, sunt zero barat. Singura care dă valoare, am rămas în urmă, singura care dă valoare este dragostea, puterea dragostei. Apoi în versetele următoare avem purtarea dragostei, cum se comportă dragostea și vedem cum se comportă dragostea în toate relațiile omenești posibile. E îndelung răbdătoare, plină de bunătate, nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Amin. Și apoi mai este ceva. Aici ajungem la textul nostru. Ultimul lucru pe care Pavel îl accentuează despre dragostea agape este faptul că dragostea aceasta nu se va sfârși niciodată. În contrast cu darurile semne care se vor sfârși odată, dragostea nu va pieri niciodată. Așa spune versetul 8.
dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbele vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, dar dragostea agape va rămâne pururea, slăvit să fie Dumnezeu. De ce? Pentru că este din Dumnezeu. Și apoi în versetul 13 la fel. Acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Cu alte cuvinte, permanența dragostei agape. Ei bine, tocmai asta era marea problemă în Corint. Erau plini de toate darurile. Ei căutau cu asiduitate să arate cât de dăruiți erau, cât de mult vorbeau în limbi, cât de mult știau să facă anumite lucruri care să impresioneze pe ceilalți. Dar le lipsea dragostea. Și Pavel vine și spune, orice dar ați avea fără dragoste, e zero barat. Uitați cum se comportă dragostea. Dragostea nu caută interesul ei, ci caută interesul celuilalt. Și dragostea va rămânea. E bine, dacă am înțeles contextul acum, de-abia acum începe studiul din seara asta. Nu vă speriați. Discuția despre context este chiar jumătate din mesajul, așa că suntem la jumătate. Am considerat însă că e important ca să facem aceste precizări, pentru ca să înțelegem ce vrea să spună clar Apostolul Pavel aici. În înțelegerea pe care Dumnezeu mi-a dat-o, este faptul că Apostolul Pavel pune în contrast dragostea agape cu darurile semne și spune că dacă dragostea va rămâne, nu va pieri niciodată, darurile semne vor înceta. Versetul 8 mie mi se pare clar. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. E bine, întrebarea este când? Când? Pentru că noi asistăm la interpretări care spun că în vremurile din urmă, înainte de venirea Domnului, Domnul va da o revărsare mare a Duhului Sfânt în care darurile acestea semne vor fi operaționale cu mare, mare putere și noi trebuie să le căutăm. Or, textul de aici spune că aceste daruri vor înceta. Ei bine, unde este adevărul? Apostolul Pavel ne dă, cred, un indiciu clar, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Darul acestea, spune Pavel, se vor sfârși, vor înceta, vor ieși din funcțiune atunci când va veni ce este desăvârșit. E bine, ca să aflăm răspunsul la întrebarea când vor înceta, trebuie să înțelegem ce este sau când va veni ce este desăvârșit. Studiind pasajul acesta și ceea ce au spus și alți comentatori ai Sfintei Scripturi, există câteva interpretări diferite cu privire la pasajul acesta. Unii spun că a doua venire, când Domnul Iisus va veni, când Domnul Iisus va veni, darurile acestea se vor încheia. Deci până la venirea Domnului trebuie să ne așteptăm ca ele să fie funcționale. Alții vin și spun nu, în starea eternă, în veșnicie, darurile acestea se vor sfârși. Doar dragostea va continua. Pentru că în opinia unora există pasaje în Vechiul Testament care spun că în împărăția de 1000 de ani vor fi profeție, va fi profeție. Deci, doar în starea eternă, lucrurile acestea se vor sfârși. O altă interpretare la care eu ader și pe care o cred cea mai potrivită este că acest desăvârșit, când va veni acest desăvârșit, nu e nimic altceva decât împlinirea Sfintei Scripturi, a canonului Noului Testament. Cu alte cuvinte, atunci când a fost scrisă ultima carte din Noul Testament, când Apostolul Ioan a scris ultimele cuvinte din Apocalipsa, a venit ce este desăvârșit pentru Biserica lui Dumnezeu. Eu cred că darurile acestea au încetat pentru că n-a mai fost nevoie de revelație, deoarece Dumnezeu ne-a dăruit revelația sa completă în cuvântul Scripturii. Și de aceea, din perioada aceea apostolică,
Nu mai avem menționări ale darului vorbirii în limbi. Uitați-vă în toate epistolele ulterioare, în mod special în ultimele epistole Noului Testament. Nu veți găsi discuție despre darul vorbirii în limbi. Dacă David, Pavel sau alții l-ar fi considerat important, credeți că n-ar fi vorbit despre el? Motivul este că darul acela a încetat în perioada apostolică. Darul acela a încetat chiar în timpul Noului Testament. Motivul este faptul că darurile acestea și-au împlinit menirea și scopul lor. Aș vrea câteva precizări pe care le-am văzut în textul acesta să le fac în această seară. Întâi de toate, cuvântul ne învață că darurile semne sau revelaționale vor înceta. Observați ce fel de daruri, la ce fel de daruri Pavel face referire. La profeții, la limbi și la cunoștință. Toate aceste lucruri le-am văzut în ziua de Rusalii și în primele zile ale bisericii. Dacă ne uităm în cartea Faptele Apostolilor, vedem cum la Rusalii, oamenii de acolo, galileienii aceia, ucenicii, vorbesc în limbi, în limbi cunoscute pentru a mărturisi despre Evanghelie, despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Vedem această vorbire în limbi în casa lui Corneliu, în cartea Faptele Apostolilor la capitolul 10. Vedem această vorbire în limbi menționată pentru ultima dată în cartea Faptele Apostolilor, în Efes, cu privire la ucenicii lui Ioan, care atunci când au fost botezați în numele Domnului Iisus, când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Toate aceste lucruri, toate aceste manifestări ale darului vorbind în limbi, ale vorbind în limbi, erau legate de lucrarea apostolilor. Darul acestea semne au fost folosite pentru a autentifica mesajul apostolilor ca mesageri a Domnului Iisus. Cel mai important dar este darul apostolilor. El apare chiar aici, în 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 28, Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli. Dragii mei, aș vrea să vă întreb, mai sunt apostoli astăzi? Nu mai sunt. Nu mai sunt. Sunt la Domnul, sigur că da, nu în viața aici pe pământ. Nu mai sunt în biserică. De ce? Cel mai important dar din perioada Noului Testament nu mai există. Apostolii au fost unici și irepetabili. Pavel ne spune în Efeseni 2:20 că apostolii și prorocii au fost temelia bisericii. Darurile lor au fost daruri de temelie pe care este zidită mai apoi Biserica lui Hristos. Odată ce temelia a fost pusă, nu mai avem nevoie să mai punem iarăși temelia. Nu mai avem nevoie de apostoli. Există grupări creștine contemporane care accentuează oficiul apostolic. Avem în România delegați apostolici. Avem în România oameni care se pretind a fi emisari apostolici. Coordonatori apostolici, așa se numesc dânsii, e problema lor. Întrebarea este dacă pretenția lor este validată de Scriptură. În mod categoric nu, apostolii nu mai sunt. Darul cel mai important în ordinea și în ierarhia darurilor nu mai există. De ce au fost apostolii atât de importanți? Pentru că apostolii au fost împuterniciții Domnului Iisus, mesagerii Lui, cei care au stat 3 ani și jumătate în școala al Domnului Iisus, cei care au văzut minunile Lui, au auzit cuvintele Lui și au fost continuatorii lucrării Lui. Și în perioada aceea de început a bisericii, cuvântul apostolilor, învățătura apostolilor a devenit doctrina bisericii. Biserica de la Rusalii stăruia în învățătura apostolilor. Ei bine, de aceea Dumnezeu a întărit mărturia apostolică. Și epistola către evrei ne spune că a făcut-o prin semnele acestea miraculoase. În Evrei, capitolul 2, dacă deschideți împreună cu mine, la Evrei, capitolul 2, versetul 2, 3 și 4, să urmărim acest cuvânt. Deci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce ne-a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, adică de apostoli, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni, cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Amin. Care a fost scopul?
acestor daruri supranaturale, a autentificarea mesagerilor și a mesajului. A fost important ca pentru evreii aceia care erau obișnuiți cu minunile. Iudeii, evreii caută semne, spune Pavel în altă parte. Oamenii aceștia să știe cu adevărat, poporul să știe cu adevărat că oamenii aceștia erau trimișii lui Hristos. De aceea Dumnezeu, prin mâinile apostolilor, făcea semne și minuni. Prin mâinile apostolilor se făceau vindecări. Deci atunci când apostolii se duc, se întâmplă fenomenul vorbirii în limbi. De aceea profețiile au fost rostite de apostoli și aceia din anturajul lor, toate cu scopul autentificării mesajului apostolilor. Când apostolii ies de pe scenă, nu mai e nevoie de aceste daruri. Ce ne-a rămas însă de la apostoli? Ne-au rămas epistolele Noului Testament, slăvit să fie Dumnezeu. Ne-a rămas 27 de cărți care au fost scrise fie de apostoli, fie de colaboratorii lor. Și mărturia apostolilor, învățătura apostolilor o avem astăzi în Sfânta Scriptură și în mod special în Noul Testament. De aceea atunci când apostolii au ieșit de pe scenă, Dumnezeu a retras funcționalitatea acestor daruri semne. N-a mai fost nevoie de ele în forma în care a fost până atunci. Darurile semne vor înceta, așa spune Apostolul Pavel. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit când va veni ce este de sfârșit. Mai mult decât atât, cunoașterea voii lui Dumnezeu va fi deplină. Când va veni ce este de sfârșit, spune, acest în parte se va sfârși. Parțialul va fi pus deoparte și acum va veni ce este perfect, ce este complet, complet. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Observați, Pavel folosește aici o analogie și spune el, când eram copil, gândeam într-un fel, vorbeam într-un fel, dar când m-am făcut mare, am lepădat ce este copilăresc. Deci acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, după cum a fost și eu cunoscut pe deplin. Este o comparație, dacă vreți, sau un contrast între ce este acum și atunci, când va veni ce este de sfârșit. Acum, spune Pavel, cunoaștem în parte. Acum, revelația este parțială, dar va veni un atunci, când va veni ce este de sfârșit, când voi cunoaște pe deplin. Ei bine, când s-a întâmplat lucrul acesta? Revin la ceea ce am spus la început. Atunci când Dumnezeu ne-a dăruit Noul Testament, întreg canonul Noului Testament, am primit ce este desăvârșit, ce este deplin. Imaginați-vă cum funcționa prorocia în bisericile Noului Testament. Ieri s-a vorbit aici despre Agab, un proroc nou testamental, care s-a ridicat și a avut un cuvânt de descoperire cu privire la Pavel. Pavel era la Cezarea și Agab se ridică și spune ce vor face iudeii cu el. În altă biserică Dumnezeu a ridicat alți profeți care să aducă mărturie și așa mai departe. Dar pentru că bisericile erau răsfirate și pentru că mărturia acestor profeți era răsfirată, era locală, era localizată, era fragmentară, poporul lui Dumnezeu din perioada aceea, din toate locurile, n-a avut acces la cunoașterea deplină a voii lui Dumnezeu. Dar lucrurile s-au schimbat atunci când Noul Testament a fost scris și când el a început să fie transmis tuturor bisericilor și când bisericile locale din Efes, din Smirna, din Pergam, din toate locurile au început să primească copiile cuvântului lui Dumnezeu, a venit ce este desăvârșit, a venit ce este deplin. Acum cunoaștem în parte, fragmentar, dar atunci vom cunoaște, spune Pavel, pe deplin. Acum cunoaștem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față, atunci vom vedea întreaga imagine. Și, dragii mei, când te uiți la modul în care a fost scris Noul Testament și, în mod special, la progresia Noului Testament, vei vedea cum lucrurile te duc la punctul culminant. Cartea Apocalipsa, care este biruința finală a Domnului Iisus, punctul culminant
în care cunoaștem pe deplin revelația pe care Dumnezeu a vrut să o dea poporului său. La sfârșitul cărții Apocalipsa există un cuvânt de avertizare. Cine va adăuga la cuvintele prorociei, ce va face Dumnezeu cu el? Va adăuga urgiile. Și cine va scoate? Dumnezeu îi va scoate dreptul de la pomul vieții. Cu alte cuvinte, nu va mai putea nimeni să vină și să spună după cartea Apocalipsa, așa vorbește Domnul. Și cine se duce ca să primească revelație din partea acestor proroci, face o mare greșeală. Pentru că Dumnezeu ne-a dăruit revelația completă în cuvântul său, slăvit să fie el. Aud de la unii sau de la alții lucruri care mă umplu de mâhnire vis-a-vis de imaturitate spirituală a unor oameni care cred că sunt pe picioarele lor, dar în decizii importante pentru viața lor, nu fac niciun pas până când nu se duc să consulte prorocul, ca la horoscop. Mă întreb, nu ne-a dat Domnul cuvântul Lui? Nu ne-a dat Domnul înțelepciunea care vine de sus? Și când auzi ce spune prorocul, și când auzi că ce spune prorocul este în contradicție directă cu cuvântul lui Dumnezeu, ce mai poți să spui? De unde este acel proroc? De la Domnul? Când va veni ce este de sfârșit, cunoașterea voii lui Dumnezeu va fi deplină. Și încă un lucru, creșterea spirituală va fi posibilă. Spune Pavel, când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, dar când m-am făcut mare, am lepădat ce era copilăresc. Dragii mei, maturitatea spirituală pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi ne este dată de cât de mult luăm în sufletul nostru cuvântul Scripturii. Apostolul Pavel spune Colosenilor, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Strâng cuvântul tău în inima mea. Este un efort din partea noastră. E mult mai ușor să te duci la proroc să afli voia lui Dumnezeu pentru viața ta decât să iei Scriptura, să o studiezi, să te apleci asupra studiului cu seriozitate, să sapi, să înțelegi ce vrea să spune Dumnezeu prin cuvântul tău, prin cuvântul său. Dar, dragii mei, aceasta este deprinderea oamenilor cu judecată, oamenilor care au crescut, nu a pruncilor, nu a celor imaturi, ci a celor care și-au deprins mintea prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Dragii mei, aș vrea să închei mesajul din această seară cu un cuvânt despre faptul că Dumnezeu ne-a dăruit o Scriptură deplină, suficientă, să avem încredere în cuvântul Său, să avem încredere în această Scriptură că este tot ceea ce Dumnezeu a vrut să ne comunice pentru viață și evlavie. N-avem nevoie de altceva. Avem nevoie de putere, dar nu de foc străin. Dumnezeu ne-a dat puterea sa în cuvântul său și în Duhul său. Psalmul 19, începând cu versetul 7, spune așa, legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Ce este desăvârșit? Legea Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii, da? Ca să vedem pe deplin voia lui Dumnezeu. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât tot aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Și ascultați, vă rog, robul tău primește și el învățătura de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Amin. Când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. De aceea, aceste daruri, semne, au încetat, pentru că Dumnezeu a avut în vedere ceva mai bun pentru noi. Luați acest cuvânt, credeți în el, apelați la el, deschideți-l pe el, cercetați-l pe el, căutați-l pe el când aveți vreo problemă, când aveți vreo dilemă, când aveți vreo... Căutați călăuzirea lui Dumnezeu prin cuvânt. Dumnezeu va da prin Duhul Său care a inspirat Scriptura
lumina poporului său din cuvânt. Slăvit să fie El. Amin. Sărbătoarea Rosarilor s-a încheiat. Ce minunat lucru este că perioada Duhului Sfânt nu s-a încheiat. El continuă să lucreze în viața noastră. El continuă să ne sfințească, continuă să ne călăuzească în tot adevărul. Să rugăm pe Dumnezeu Duhul Sfânt să ne călăuzească, să ne ia de mână, așa cum corul a cântat, și să ne conducă în continuare. Aș vrea să venim înaintea Domnului cu mulțumire pentru seara aceasta și pentru tot ceea ce El ne-a dăruit. Chiar prin cuvântul Său, credem că El ne-a clarificat anumite lucruri importante și de care am avut nevoie ca să învățăm învățătură din cuvântul Său cu privire la darurile semne.
rugăm din toată inima să putem să ne luăm partea cea bună. Vrem putere, vrem tot ceea ce Domnul vrea să dăruiască poporului său, nu vrem să arătăm nicio binecuvântare, dar vrem să ne asigurăm că ce primim de la Domnul e de la El. Focul e al Lui, nu-i foc străin. Darurile sunt ale Lui, nu sunt altceva. De aceea, pentru ca Domnul să lucreze cu puterea Lui autentică în viața noastră, haideți să plecăm capetele. Și aș vrea să rog pe fratele Marin Burghelea să ne conducă în rugăciune. Mulțumim. Era necesar lucrul acesta pentru copiii mei, ca să putem să trăim după voia ta în lumea aceasta. Ne-ai avertizat că vremurile din urmă vor fi mii atâți înșelători, care vor încerca să înșele și pe cei aleși. Doamne, păzește-ne de voastră. Păzește-ne, Doamne. De aceea te rugăm să pui în inima noastră dragoste pentru cuvânt. Amin. Amin, amin. Cu binecuvântarea Domnului și unii către alții ne despărțim din casa Domnului.